Universitatea din Craiova, prin Prorectoratul Programe de Studii și Asigurarea Calității, derulează zilele acestea proiectul Studenții noștri pot mai mult, ediția a treia. Evenimentul este organizat în colaborare cu Casa de Cultură a Studenților Craiova, Direcția Județeană pentru Tineret și Sport Dolj și Convenția Organizațiilor Studențești. Este un eveniment care devine de tradiție la Universitatea din Craiova, un eveniment care s-a organizat la ideea studenților. Prima ediție acum 3 ani de zile, deja avem mai multă experiență, se vede că această experiență ne-a ajutat în organizare, acum ne ajută și primăria cu acest splendid centru vechi, a mutat locația până acum, această acțiune se desfășura pe esplanada Teatrului Național, iată că anul acesta am profitat de acest centru vechi și am organizat această acțiune aici. Ideea a fost de a scoate studenții din universitate, din laboratoare și a arăta comunității în care trăim ce pot ei să facă. Denumirea acțiunii a fost dată tot de studenți. Este un proiect care se desfășoară în parteneriat cu Universitatea din Craiova, cu toate ONG-urile studențești, cu toate organizațiile din fiecare facultate. Toate facultățile sunt prezente cu câte un stand. Primăria Craiova ne-a sprijinit și ne-a oferit posibilitatea de a ne desfășura activitățile în centrul vechi. Și este totodată și prima acțiune pe care o desfășurăm noi, Casa de Cultură a Studenților, în această locație, urmând să începem și alte acțiuni de genul pieselor de teatru și concerte, mini-concerte cu trupele din Casa de Cultură a Studenților. Proiectul Studenții noștri pot mai mult vizează stimularea creativității. Dorința de implicare a studenților Universității din Craiova în derularea unor activități practice, în vederea dezvoltării acestora atât pe plan personal cât și pe plan profesional. În plus, participarea la aceste activități are drept efect creșterea vizibilității oportunităților pentru studenți, promovarea voluntariatului și a unui stil de viață sănătos prin activități recreative. Am venit cu aranjamente florare, cu o grădină în miniatură și vom realiza la standul nostru aranjamente florare din anturium, dracenă, hortensii, iriș. Cu mașinuța am participat la un concurs în Germania, la Nuremberg, alături de încă doi colegi, care sunt colegi de grupă cu mine la aceea specializare, automatică și informatică aplicată. Mașinuța urmărește un traseu, o linie albă pe un fond negru. Studenții noștri au prezentat câteva realizări pentru proiectele de diplomă, la care din partea facultății am adăugat câteva lucrări de laborator pe care le folosesc în pregătirea lor practică. Am venit la acest moment deocamdată cu niște telescoape, urmează să aducem o stație meteo și un aparat de medicină a muncii rodatest, să dovedim că studenții noștri într-adevăr pot mai mult. Proiectul Studenții noștri pot mai mult va continua și mâine, când craiovenii vor putea vizita standurile amenajate în centrul vechi al Craiovei în intervalul orar 9-17.